În seara aceasta aș dori să încep prin a vă provoca să vă gândiți la care sunt beneficiile predicării despre mântuire la oameni care sunt deja mântuiți. Da? Cu cine ajută pe noi care suntem deja mântuiți să auzim predicându-se despre mântuire? V-aș sugera câteva motive, câteva răspunsuri. În primul rând, pentru o certitudine personală pe care o avem de fiecare dată când ni se predică despre mântuirea biblică în cazul mai multor oameni pe care Scriptura ni prezintă sau atunci când citim pasaje din Scriptură care ne învață doctrina despre mântuire. Da? Dumnezeu nu vrea să trăim terorizați pe pământul ăsta, nesiguri de mântuirea noastră. Da? Nu găsim în Biblie doctrina nesiguranței mântuirii. Cum să fii nesigur de mântuirea ta și să trăiești terorizat toată viața ta că nu ești mântuit? Da? Din contră, Dumnezeu vrea să zidească noi, să întărească noi o certitudine, o convingere a mântuirii noastre. Să ai legat de certitudinea aceasta o bucurie a mântuirii tale. Da? În felul acesta te poți bucura mai mult de un Hristos care îți dă o mântuire sigură. Nu să te bucuri de un Hristos, cum ar fi lucrul ăsta? Să te bucuri de un Hristos care îți dă o mântuire nesigură. În al doilea rând, a studia pasaje despre mântuire te ajută să comunici corect altora. Cum poate fi cineva mântuit? Ce înseamnă mântuire? Da? Studiind continuu despre mântuire, poți să comunici mai clar, mai bine, mai limpede cum poate să fie cineva mântuit, care sunt semnele mântuirii, care este calea mântuirii și așa mai departe. Până la urma urmei, ăsta este scopul nostru în lume. Ăsta este motivul pentru care suntem lăsați în diferite sfere ale societății cu anumite grade de influență pe care le avem fiecare dintre noi în viața anumitor oameni pentru a le putea comunica simplu și clar Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Al treilea motiv ar fi o cercetare și o confruntare și personală și a celorlalți cu privire la mântuire. Trebuie să ne cercetăm pe noi înșine cu privire la mântuirea noastră. Trebuie să ne punem în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Unii oameni spun că nu poți ști dacă ești mântuit sau nu. Dacă nu poți ști dacă ești mântuit sau nu, nici nu te poți verifica pe tine însuți. Doamne, dacă nu avem niciun etalon după care să ne judecăm, dacă suntem născuți din nou, dacă avem credința autentică, dacă suntem în trupul lui Hristos, dacă nu avem niciun etalon, nu ne putem verifica ca să tragem o concluzie sau alta. Sunt mântuit, nu sunt mântuit, ce fac în sensul acesta? Același lucru se potrivește cu privire la alții. Dacă nu poți să știi că cineva este mântuit, că oamenii zic, domnule, nu putem ști, asta nu-i treaba noastră, nu putem noi să vedem ce e în inima altora și tot felul de povești din astea nemuritoare care contrazic până la urma urmei Scriptura. Vedeți apostoli care l-au confruntat pe Simon Magul sau pe alți oameni și au tras concluzie cu privire la oamenii aceștia că nu aveau credință adevărată și au fost chemați la pocăință adevărată, la întoarcerea la Dumnezeu adevărată. Lucrul acesta ne ajută să putem să îi cercetăm într-o atitudine de blândețe și de dragoste dintr-un interes personal pentru sufletele celorlalți, să îi cercetăm dacă sunt sau nu mântuiți, da? Să ne verificăm întâi pe noi înșine și apoi pe ceilalți. Când sunt semne că nu sunt mântuiți, semnele astea le vedem după pasaje din Sfânta Scriptură, nu când ni se pare nou, ni se năzare nou, mă, ăsta cred că nu-i mântuit. Da? Asta poți să spui doar dacă sunt niște evidențe clare în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la ceea ce este mântuirea, cum se ajunge la mântuire, cum se manifestă mântuirea. În al patrulea rând, ne ajută pasajele despre mântuire pentru corectarea părerilor greșite despre mântuire. De ce e important asta? Păi la mijloc e eternitatea sufletelor, nu? Este important. Mulți oameni zic în general, oamenii, domnule, să nu mai fim așa de negativiști, să fim mai pozitivi, să fim constructivi. Să vorbim doar despre lucrurile frumoase, să nu mai corectăm atâta, să nu mai contrazicem atâta. Adevărul este că sunt oameni și poate cei mai mulți oameni sunt așa. Când aud Evanghelia adevărată, zic, da mă, asta e Evanghelia. Când aud o Evanghelie puțin alterată, spun, da, asta e Evanghelia. Și până nu pui în opoziție Evanghelia adevărată cu Evanghelia falsă, omul nu-și dă seama care e diferența. Și același om care a spus și despre Evanghelia adevărată și despre Evanghelia ciuntită, că sunt ambele Evanghelii adevărate, în momentul în care pui în contrast, prezentând pozitiv și apoi negativ, da? Criticând, omul deodată este deranjat și spune, eu nu vreau să particip la critică, eu nu vreau să fie nimic negativ, eu vreau să aud numai chestiuni pozitive. Asta ajută la corectarea părerilor greșite despre mântuire, pentru că la mijloc este mântuirea sufletelor. La mijloc este eternitatea sufletelor, veșnicia sufletelor, este un lucru important. Este un lucru important și în final a studia pasaje despre mântuire
duce la creșterea credinței noastre contemplând lucrarea dumnezeiască pe care Dumnezeu o face în mântuire. Contemplând pe Dumnezeul nostru care lucrează în mântuirea noastră. Asta întărește credința ta, produce bucurie în tine, certitudine și așa mai departe. În pasajul acesta aș dori să observăm în această seară care sunt etapele mântuirii. Etapele mântuirii. Sunt niște etape ale mântuirii. Ne vom uita la cercetare, la căutare și la confirmare sau certitudine. În primul rând, haideți să ne uităm la cercetarea. Cercetarea. Dumnezeu începe mântuirea noastră printr-o cercetare. Printr-o cercetare. Cum cercetează Dumnezeu oameni? Ce face Dumnezeu ca oamenii să se oprească în loc și să se gândească la mântuirea lor? Păi, în pasajul acesta, Scriptura ne arată că există un eveniment care, cel puțin pe tâlharul acesta, îl obligă să se gândească la Dumnezeu. Îl obligă să se gândească la El însuși. Măi, când stai pe o cruce, când îți vezi moartea cu ochii la propriu, ești obligat într-un fel, da? Ești obligat. Bineînțeles, el avea voință liberă tâlharul, nu să coboare de pe cruce, dar era obligat să se gândească la moartea lui, că moartea striga în fața lui. Tată, trec ceasurile și se termină. Gata. Da? Sunt evenimente de genul acesta pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră nu ca să ne manipuleze să ne pocăim, nu ca să ne oblige să ne pocăim, da? Nu ca să ne, Dumnezeu să ne facă să ne pocăim de frică. Asta ar putea să fie o concluzie. Mă, Dumnezeu l-a dus pe omul ăsta în starea asta și clar, într-un fel ăsta s-o pocăi de frică. De frica iadului și așa mai departe. Nu! Încercările, situațiile limită pe care Dumnezeu le permite în viața oamenilor, sunt evenimente în care Dumnezeu vrea nu să ne manipuleze, nu să ne facă să ne pocăim de frică, ci vrea să ne deschidă ochii să înțelegem dependența în care suntem față de Dumnezeu pe care n-am văzut-o până atunci. Vă dau câteva exemple. Unu sau două. Dacă eu, de exemplu, cred că a trăi tânăr, sunt putere, sănătos și cred că a trăi pe pământul acesta e un lucru care pot să-l iau de apucat și că asta depinde de mine. Dom'le, sunt sănătos, am grijă de mine, toate lucrurile merg înainte. Dumnezeu poate permite un eveniment tragic în care respir cu tuburi, respir prin aparate, îmi bagă ăștia motorașe la inimă sau stau răstignit pe un pat de spital ca să mă învețe că eu depind de Dumnezeu, eu am depins de Dumnezeu și când am fost sănătos, am fost sănătos datorită lui Dumnezeu. Dar nu am văzut lucrul ăsta, n-am avut ochii deschiși la providența lui Dumnezeu, la faptul că Dumnezeu mă susține în viață, că nu eu mă susțin în viață. Experimentăm lucrul acesta în diferite domenii ale vieții. În ce privește sănătatea, în ce privește relația cu apropiații noștri, mă, dacă fac asta, dacă fac asta, sunt în regulă cu soția, sunt în regulă cu copiii. Și deodată lucrurile scapă de sub control. De ce? Pentru că crezi că tu ești în controlul vieții tale, ești Dumnezeu, îți deschide ochii atunci să zici, mă, tu nu poți să-ți crești copiii în voia mea. Și ajungi tu, bărbat în toată firea, poate să plângi seara că nu știi ce să mai faci cu pruncii tăi. De ce? Ca să vezi dependența ta de Dumnezeu. Dumnezeu face lucrul acesta. Nu să te manipuleze, vreau să repet foarte clar lucrul ăsta, ci să-ți deschidă ochii să vezi dependența în care ai fost dintotdeauna, de pe care n-ai conștientizat-o totdeauna. Lucrul acesta se întâmplă în domeniul financiar. Este o slăbiciune a mea. Dom'le, în momentul în care reușesc să strâng câțiva bănuți, parcă dorm mai liniștit noaptea, nu vezi ce? Bă, ai niște bani puși acolo deoparte, dacă se întâmplă ceva. Dacă cu nevastă, dacă cu prunci, dacă cu mașina. Da, e un tipar, cel puțin de când m-am căsătorit, e un tipar lucrul ăsta. Dom'le, când am strâns puțin, dar toți, odată, parcă Dumnezeu calculează, bă, cât să-i stric la asta mașina? De 25 de milioane, bun, bum. Și-au zburat toți banii, de ce? Dumnezeu vrea să-mi deschidă ochii și să mă învețe. Unii învață mai greu. Să-ți deschidă ochii și să te învețe. Depinzi de Dumnezeu în lucrul acesta. Nu te baza pe niște lucruri care pot fugi imediat de sub ochii tăi. Lucruri care sunt pământești. Ăsta este cazul cu tâlharul. Ăsta este cazul cu fiul risipitor, de exemplu. Care ajunge acolo la troaca porcilor și dorește să mănânce din roșcovele acelea pe care le mâncau porcii. Și ajung la o situație limită în care Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă dependența lui de tatăl lui. Și a fost felul în care Dumnezeu l-a cercetat și l-a motivat și l-a atras și l-a prins ca să se întoarcă acasă. Da? Acestea sunt evenimente pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră și mulți oameni care, gândiți-vă de exemplu la temnicerul din Filip. Domnule, ce crezi că nu știau ce cred ăștia? Că nu au auzit ce cred ăștia pe care au băgat în închisoare? Nu i-au auzit cum cântau acolo? N-avea nicio treabă.
În momentul în care a ajuns la situația aceea limită, că s-a făcut cutremurul acela și a crezut că ăștia au scăpat de acolo și asta se pedepsea cu moartea, a fost un moment în care și-a pus întrebări fundamentale cu privire la viața lui și veșnicia lui, pe care nu și le-a pus până atunci. De ce? Că a înțeles că depinde total în momentul acela de Dumnezeu. A înțeles că depinde total de Dumnezeu. Și sunt multe alte pasaje în Sfânta Scriptură care ne arată lucrul acesta. Dumnezeu ne aduce în situații limită, în situații care depășesc puterile noastre, ca să vedem dependența noastră absolută de Dumnezeu. Dependență pe care n-am înțeles-o până atunci. Biblia spune, în El avem viața, ființa și mișcarea. Toate lucrurile sunt din El, prin El și pentru El. Și toate se țin prin El. Numai că oamenii nu își dau seama de lucrul acesta. Și Dumnezeu dorește, atunci când ne mântuiește, să ne deschidă ochii să vedem lucrul acesta. Dar nu este destul să avem un eveniment în care ajungem să ne vedem dependența de Dumnezeu, ci trebuie să fie un eveniment în care îl cunoaștem pe Hristos și ne confruntăm cu noi înșine. Da? Un eveniment în care îl cunoaștem pe Hristos și ne confruntăm cu noi înșine. Și acesta este evenimentul în care tâlharul îl vede pe Domnul Iisus Hristos și în lumina a ceea ce vede despre Domnul Iisus Hristos ajunge să-și pună întrebări despre sine însuși. Întrebări care până atunci nu și le-a pus, deși pentru noi ar fi fost niște întrebări elementare și care, noi care suntem pe margine, ni le-am fi pus cu privire la omul acesta. El nu și le pune decât în situația aceasta. Așadar, prima etapă a mântuirii este cercetarea. Este cercetarea. Mi-a mai venit în minte un exemplu la care mă gândisem adineauri, cinzecimea. Sunt evenimente pozitive sau evenimente negative în care Dumnezeu ne cercetează. Nu putem încadra pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu, când vrea să cerceteze un om, pune mâna pe par și dă-i pe el. Nu! Este un evenimentul cinzecimii în care se coboară Duhul Sfânt peste biserică și toți evreii de acolo își pun întrebări fundamentale. Mă, de ce nu cobori peste noi, nu? Și este o platformă excelentă pe care Dumnezeu o creează în sărbătoarea aceea în care erau oameni veniți din tot Imperiul Roman ca să-i cerceteze pe oamenii aceștia să-și pună întrebări cu privire la relațiile lor cu Dumnezeu, o platformă pentru evangelizare, pentru Evanghelie. Și Petru profită de ocazia asta, predică Evanghelia puterea Duhului Sfânt și zice că au rămas străpunși în inimă. Da? Sunt diferite evenimente în care Dumnezeu ne aduce să vedem, să ne vedem adevărata stare spirituală, adevărata noastră relație cu Dumnezeu. Că toți suntem într-o relație cu Dumnezeu, bună sau rea. Dar să vedem lucrul acesta, ne deschide ochii prin asemenea evenimente. Este această cercetare a lui Dumnezeu, care poate dura mai mult sau mai puțin. În al doilea rând, vedem partea omului în urma cercetării lui Dumnezeu, care este căutarea mântuirii, căutarea mântuirii. Haideți să ne uităm și la această căutare a mântuirii. Căutarea mântuirii are câțiva pași. În primul rând, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Știți ce mă frapează pe mine? De exemplu, citiți aici versetul 40, dar celălalt, da, un tâlhar acolo blestema el și îl ironiza pe Domnul Iisus, era plin de sarcasm, de aroganță și îl provoca. Celălalt tâlhar l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu? Eu m-am întrebat, de ce tâlharul ăsta nu și-a pus întrebarea asta sau nu i-a pus întrebarea lui ăsta alalt când furau, când îl hăreau? Bă, nu ne teme noi de Dumnezeu că dăm în cap la oameni? De ce și-a pus întrebarea acum aici? Păi poate noi ne gândim într-adevăr că a ajuns la situația asta limită, da? Situația asta care depășea puterile lui. Și asta. Dar cred că pasajul acesta ne duce și spre o altă concluzie. Dacă întoarcerea la Dumnezeu, dacă pocăința, dacă căutarea mântuirii începe cu conștientizarea prezenței lui Dumnezeu, cum să ajunge la lucrul acesta? Deci cum ajunge un om al lumii ăstea să se oprească în loc și să nu mai poată să le ignore pe Dumnezeu? Că oamenii umblă zevzeci, bezmetici pe pământul ăsta, își fac treburile lor și nu au nicio treabă cu Dumnezeu, domnule. Nimic nu-i poate opri din legătura lor. Ce trebuie să se întâmple ca ei să se oprească din legătura lor? Păi este evenimentul acesta, da? Care depășește puterile noastre și care ne face să ne gândim la Dumnezeu, dar trebuie să mai fie ceva. Și eu cred că secretul stă în contemplarea Dumnezeului revelat în persoana Domnului Iisus Hristos, de care are parte tâlharul ăsta. El ajunge să vadă câteva lucruri despre Domnul Iisus Hristos care îl fac să se teamă de Dumnezeu. Să conștientizeze într-o asemenea măsură prezența lui Dumnezeu, că devine controlat de această conștientizare a prezenței lui Dumnezeu. Devine modificat, devine călăuzit de această conștientizare a prezenței lui Dumnezeu. Nu mai poate scăpa de asta. Așa începe pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Cum se capătă asta? Deci se capătă prin contemplarea Dumnezeului revelat în Hristos. Ce a văzut tâlharul? Haideți să vedem ce a văzut tâlharul despre Domnul Iisus. De exemplu, în versetul 27 spune așa.
Dacă aveți Scripturile, v-aș invita să vă uitați. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroți și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus s-a întors spre ele și cred că primul lucru care l-a frapat pe tâlhar, din pasajul acesta, din ce ne este spus aici, este mesajul Domnului Iisus. Iisus s-a întors spre ele și a zis, deci după ce ești bătut, după ce ești batjocorit, după ce ești distrus fizic, cum a fost Domnul Iisus Hristos, că nu mai putea să care crucea, auziți mesajul Domnului Iisus. Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Nu putem să nu recunoaștem. În momentul în care treci prin suferință profundă, o leacă de milogeală îți prinde. Bine, nu? Parcă altfel, dacă mai vine cineva pe lângă tine, te mai mângă și zice, lasă, nu știu, îți spune ceva. Parcă ți ridică moralul, da? E așa un fel de tratament din ăsta terapeutic. Fals, dar puțin te încurajează, te ridică puțin, mai mergi puțin înainte, da? Domnul Iisus Hristos reacționează supranatural, supraomenește. Nu reacționează ca un om normal. Nu reacționează ca un om normal. El spune, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Deci erau acolo toate bocitoarele, da, care se băteau în piept, care se tânguiau după el. Și Hristos spune, nu mă plângeți pe mine. Și chiar când se ducea spre cruce, le cheamă la pocăință. Și are un mesaj pentru ei. Erau evrei, gândiți-vă, erau evrei care își creșteau copiii în legea lui Dumnezeu. Și tare mult cred că s-ar potrivi acest mesaj și astăzi, în adunările evanghelice și părinților pocăiți. Spune, plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Nu eu sunt obiectul milei. Nu pe mine trebuie să mă plângeți, n-ați înțeles nimica dacă voi credeți că suferința pe care eu o îndur acum este un motiv de plâns. Nu este un motiv de plâns. De fapt, Domnul Iisus Hristos mergea atunci și înfăptuia, era pe drumul înfăptuirii lucrării de mântuire. Era pe drumul pecetluirii celei mai mari lucrări pe care Dumnezeu a făcut-o vreodată în universul acesta. N-a, era niciun motiv de plâns să-L plângi pe Domnul Iisus pentru suferința Lui. Nu. Noi mai facem asta câteodată la Paști, uitați-vă la Domnul Iisus. Nu asta. Domnul Iisus ne cheamă să ne pocăim. Asta este mesajul Domnului Iisus Hristos. Mă, ce om, când este compătimit, spune nu, nu înțelegeți greșit ce se întâmplă aici? Felul în care voi trebuie să reacționați la această imagine dezolantă a suferinței mele este să vă pocăiți. Voi și copiii voștri. Că uitați ce o să se întâmple și le face Domnul Iisus Hristos o profeție care poate fi într-un fel aplicată și nouă astăzi. Dacă nu ne pocăim noi și copiii noștri, urmează dezastru care a urmat și peste poporul Israel. Nu există altă cale. Pocăință, mântuire. Nepocăință, dezastru. Ăsta este mesajul Domnului Iisus Hristos. Un mesaj care îl frapează. Cred că îl frapează pe tâlharul acesta. Aude din gura Domnului Iisus Hristos o chemare. Mesajul Domnului Iisus Hristos este o chemare la pocăință. Și ce binecuvântați am fi noi în adunările noastre dacă noi ne-am plânge pe noi și pe copiii noștri. Să ne plângem păcatele noastre. Să ne pocăim. Să-i chemăm pe copiii noștri la pocăință. Nu să-i botezăm nepocăiți. Nu să-i botezăm că o cântată în cor, în fafară, cum mers la grupele de copii sau nu știu ce mai făcut. Lasă-mă, copiii noștri nu sunt ca oamenii lumii ăștia. Nu știu fel de problemă. Noi educăm în legea Domnului, noi am învățat în cuvântul lui Dumnezeu și ei nu-s ca restul. Ba da, e exact ca restul. Numai ca o alt fel de manifestare ale păcatelor lor. Este un mesaj Domnului Iisus Hristos, este o chemare la pocăință. Și nu, eu cred că fiecare dintre noi suntem de acord că femeile astea nu erau cele mai depravate femei din Israel care umblau după Domnul Iisus Hristos și boceau. Da? Dar și pentru ele Domnul are un singur mesaj. Pocăință pentru voi și pentru copiii voștri. Al doilea lucru care cred că îi atrage atenția este mijlocirea Domnului Iisus. Când a ajuns la locul numit Căpățână, l-au răstignit acolo. Pe el și pe făcătorii de rele. Unul la dreapta și altul la stânga. Și Domnul abia aici n-a mai suportat. A început să arunce în dreapta și în stânga cu invective și cu blesteme și să-i acuze pe preoții ce mai de seamă și pe fruntași și pe cărturari, nenorociților ce sunteți voi, fiindcă-s lumină de asta, pe toți. Nu, au zis. Iisus zicea, Domnule, n-are cum să nu te miști de treaba asta. Deci dacă ești sănătos la minte, n-are cum să nu te miști de treaba asta. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Deci Domnul Iisus Hristos în mijlocirea Lui cere iertarea păcatelor și arată ignoranța oamenilor acestora. Tâlharul aude. Deci Hristos spune despre noi că noi habar n-avem ce facem aici. Măi, ceva în lucrarea asta. El cheamă la pocăință în timp ce suferă pe alții.
El se roagă pentru iertarea păcatelor lor. Vedeți, tot pasajul este, se leagă și arată mântuirea. Îi cheamă la pocăință, acum se roagă pentru iertarea păcatelor lor, le descrie starea lor de ignoranță și tâlharul se trezește. Se trezește tâlharul. Și cred că mai este un lucru. Este o mega ironie, cum spunea cineva, de la versetul 35 la versetul 39. Deci dacă numai stăteai și ascultai pe ignoranții ăștia cum vorbeau, aflai tot ce trebuia să știi despre Domnul Iisus Hristos ca să fii mântuit. Ascultați. Dar imaginați-vă că nu spuneau bajocoritor, dar ascultați mesajul lor, zice așa. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii ziceau, pe alții i-a mântuit. Deci fruntașii spun și tâlharaudii, pe alții i-a mântuit. Asta e secretul. Hopa! Deci ăsta e unul care... Deci ăștia recunosc, care îl urăsc pe el, că pe alții i-a mântuit. Aha! Tâlharul zice, bă, i-a mântuit pe alții. Mântuire n-are nevoie decât un nenorocit. Unul care, da? Ok. Înseamnă că e ceva aici. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el. Auzi ce spune despre el? Că este Hristosul, că este Mesia. Orice evreu, tâlhar sau moralist, știa promisiunea venirii lui Mesia și instaurării împărăției lui Dumnezeu pe pământ în poporul Israel. Da? Cum credeau ei. Crede că este Hristosul, că este alesul lui Dumnezeu. Dom'le, ce doctrină corectă știau ăștia? Ia auziți. Versetul 36. Ostașii, da? L-au opus cu fruntașii, care ăștia nu erau așa de mari teologi. Ziceau, dacă ești tu împăratul, monarhul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Iarăși vorba despre mântuire. Mă, dacă toată lumea zice mântuire, 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 încep să-ți pui întrebarea, mă, aici chiar e vorba despre o mântuire, nu? Deasupra lui era scris cu slove grecești și latinești și evreiești. Fii atent, nu era o notă de subsol acolo să spunem, băi, noi am scris aici așa cu sarcasm, cu ironie, nu chiar ne referim că e adevărat lucrul ăsta care l-am scris noi aici, da? Nu era nicio notă de subsol. Ce scria? Acesta este împăratul iudeilor. Versetul 39. Și colegul lui tâlharu îl bajocurea și zicea, nu ești tu Hristosul sau nu ești tu Mesia? Și ăsta, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Domnule, toată lumea vorbește că Iisus e Mesia, că e alesul lui Dumnezeu, că e Hristosul, că o mântui pe alții. Și chiar acolo la cruce îi cer să facă o lucrare de mântuire, el chiar făcea. Da? Ironic, nu? El chiar făcea, zice, mântuiește. Păi, el chiar mântuia atunci. La propriu, el chiar făcea lucrarea de mântuire atunci, dar nu făcea un fel în care ei credeau. Dar chiar făcea lucrarea de mântuire. Și aceste invective, aceste batjocoriri, totuși transmit un mesaj pe care tâlharul îl percepe într-un mod corect. Și mărturisirile acestor oameni despre Domnul Iisus Hristos, reacția Domnului Iisus la mărturisirile lor, creează în inima tâlharului o concepție și o convingere corectă despre Domnul Iisus Hristos. Așadar, mesajul Domnului Iisus de chemare la pocăință, mijlocirea Domnului Iisus pentru iertarea păcatelor lor, da? Și mărturiile pe care oamenii aceștia le făceau despre Domnul Iisus, care reprezentau mărturiile lui Hristos despre sine, da? Ei nu făceau decât să-L citeze pe Domnul Iisus Hristos și să aducă aminte ceea ce Domnul Iisus făcuse în realitate. Mântuise pe alții, spusese că este alesul lui Dumnezeu, spusese că este Mântuitorul, spusese că este Mesia. Ei nu făceau decât să citeze. Și tâlharul își dă seama, mă, el chiar este lucrul acesta. Numai ăștia nu-și dau seama ce fac aici. Tâlharul ia pe cuvânt pe Domnul Iisus. Iartă că nu știu ce fac. Aha, dacă nu știu ce fac, ce a spus ăștia, ce a spus Domnul despre el? Păi a spus că e Mesia, că e Mântuitorul, că e Monarhul. Oh, asta este. Da? Tâlharul înțelege lucrul acesta. Și datorită revelației pe care o are, gândiți-vă, stai, ai putea să, pasajul ăsta îl vezi ori ca pe o nebunie completă la ce se întâmplă acolo la cruce, ori ca pe o revelare a Dumnezeului întrupat. Te uiți la un crucificat care stă lângă tine și zici, ăsta e Mântuitorul. No, măi, asta e o nebunie, deci nu poți să spui așa ceva cu ochii de carne. Dar fiindcă inima lui este deschisă la revelarea de sine a lui Dumnezeu în fața ochilor lui și în fața ochilor sufletului său, omul acesta își dă seama că în crucificatul acela era mântuirea. În crucificatul acela era Mesia. El era împăratul iudeilor la propriu. Are cea mai mare revelație a vieții sale. Are cea mai mare revelație a vieții sale. În felul acesta se conștientizează prezența lui Dumnezeu. În hula aia care era acolo, în bazjocura aia care era acolo, în ironia aia care era, sarcasmul ăla care era acolo, omul ăsta are o revelare a prezenței lui Dumnezeu. O revelare a prezenței lui Dumnezeu pe care nu mai poate ignora. Asta înseamnă să conștientizezi prezența lui Dumnezeu. Nu să vii în adunare, simt așa puțin că mi se zbârlește părul la o cântare,
cântă corul, săturează puțin sentimentele, simt și eu ceva că n-am ieșit afară. Gata, s-a terminat totul. Nu, omul acesta este pătruns de această revelație a lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos și conștientizează profund prezența lui Dumnezeu și nu mai poate scăpa de ea. Îl modifică profund. Asta este conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu începe cu conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu se continuă cu o convingere de păcat și judecată. Cu o convingere de păcat și judecată. Auzi ce spune el? Două lucruri. El își vede gravitatea păcatelor lor că zice așa. Nu te temi tu de Dumnezeu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Cu alte cuvinte, el crede că păcatele lui sunt așa de grave încât merită pedeapsa respectivă, adică moartea. Adică moartea. Și întrebarea pentru noi astăzi este dacă și noi ne vedem păcatele la fel de grave cum și le-a văzut el pe ale lui. Oare putem spune și noi ca David că în Psalmul 51 este drept, Doamne, hotărârea ta, ești fără vină în judecata ta. Ai putea să spui asta despre tine? Și spui dacă Dumnezeu te-ar omorâ, acum să spui drept pentru Dumnezeu. N-am absolut niciun fel de obiecție. E drept. Asta e ceea ce merit. Asta e ceea ce merit. El putea să facă filozofie și să se scuze, domnule, ce? Că am tâlhărit pe bogații care ne-au tâlhărit la rândul lor pe noi. A, că ei ne-au tâlhărit legal și că noi i-am tâlhărit ilegal. Asta nu face nicio diferență. Toți suntem tâlhari. Ce? Împăratul roman nu-i tâlhar? Ce? Ăștia vameșii care taxează și ne nenorocește poporul, ăștia nu sunt tâlhari? Ce? Numai noi suntem tâlhari? Numai noi ar trebui să fim aici pe cruce? Oare câți ar trebui să fie aici pe cruce care sunt tâlhari în poporul ăsta? Cu ce l-ar fi ajutat pe tâlhari să facă politică din asta slabă acolo? L-ar fi îndepărtat tot mai mult de momentul mântuirii și de pocăință. Și de pocăință. Omul acesta are o convingere reală de păcat. Vede gravitatea păcatelor lui și vede corectitudinea pedepsei. Auziți ce spune? Este drept. Este răsplata cuvenită. Suntem sub aceeași osândă. Este drept lucrul acesta. Merităm lucrul acesta. Merităm lucrul acesta. Omul care se întoarce la Dumnezeu și îi se pare că Dumnezeu e puțin exagerat, nu experimentează o întoarcere reală la Dumnezeu. Și sunt atâția oameni pocăiți pe care i-au auzit, care vorbesc și chiar noi, între noi discutăm. Bă, parcă eu leac exagerat, nu ce-a făcut Dumnezeu acolo. Au, vezi ateii că discută. O dovadă împotriva existenței lui Dumnezeu este că Dumnezeu a trimis poporul Israel să, la propriu, să nimicească, să extirpeze populații întregi de oameni. Doamne, la cel mai mic până la cel mai mare. Toți distruși. Nu se pare, ce Dumnezeu bun poate să facă asta? Un Dumnezeu sfânt, din care n-ai înțeles absolut nimic, Domnule. Un Dumnezeu care spune Habacuc nu poate să privească rău și să rămână Dumnezeu fără reacție. Un Dumnezeu care urăște din temelie, care este scârbă de păcat. Cine ar place un Dumnezeu care e corupt? Un Dumnezeu care e un judecător corupt? Un Dumnezeu care se uită la Hitler și la nenorocirile pe care le-a făcut și să spună, măi, eu sunt Dumnezeu bun. Eu sunt dragoste. Nu! Nu ne-ar place un asemenea Dumnezeu. Este un Dumnezeu sfânt, dacă e sfânt și în dreptul altora și în dreptul nostru. Numai o înțelegere a Sfințeniei lui Dumnezeu ne poate aduce la punctul în care să ne vedem gravitatea păcatelor noastre și să vedem corectitudinea pedepsei lui Dumnezeu. Atât de grav este păcatul. Și aduceți-vă aminte că Dumnezeu îi mai lasă 430 de ani când zice păcatul lor încă nu a atins vârful. Încă n-a atins limita. Încă îndelunga răbdare lui Dumnezeu n-a ajuns la capă. Numai când a ajuns la capă, Dumnezeu a făcut corabia și atunci le-a dat o șansă, da? Dom'le, corabia e deschisă, veniți. Da? Dar a venit ziua când s-a încheiat. A venit ziua când s-a încheiat. Dumnezeu este sfânt și înțelegerea Sfințeniei lui Dumnezeu ne duce la o convingere de păcat. Ne duce la o convingere de păcat autentică. Aduceți-vă aminte de Isaia. Cine nu trece prin experiența asta nu poate să fie mântuit. Isaia, dacă citești capitolul anterior, capitolul 5, vai de poporul care, în Isaia, capitolul 6, are o revelație a Sfințeniei, a slavei, a măreției, a suveranității lui Dumnezeu și spune, vai de mine. Trebuie să treci prin pe calea asta, n-ai cum să ocolești. Dacă n-ai ajuns la convingerea de păcat sinceră cu privire la viața ta, nu există pocăința autentică. Cum vine asta? Cum vine revelația aceasta, convingerea aceasta de păcat și de corectitudinea judecății? Privind la altul, auziți ce comparație spune. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta, și asta este comparația, pentru noi... Dar omul acesta, știți cum vine? Când ne punem în fața etalonului corect. Auzi zeci de oameni care vorbesc în felul ăsta. Lasă-mă, ce să vin la voi? Că știu eu pe cutare. Că păstorul cutare nu știu ce-a făcut. Că la voi am auzit că surorile nu știu ce fac. Că la voi am auzit că frații...
Doamne, mântuirea nu este nici în fratele, nici în sora cutare, nici în pastor, nici în comitet, nici în ce-o mai fi. N-ați înțeles absolut nimica. Ce era? Gândiți-vă la tâlhară. Tâlharul putea să facă. Eu am nevoie de mântuire. Eu nu te bajocoresc, Doamne. Uite-te la cărturarii ăștia care ar trebui să ne fi învățat pe noi. Noi suntem în starea asta. Farisei care ar fi trebui să ne conducă cu legea ta, Doamne. Preoții ce mai de seamă. Ce să învăț de ăștia că ăștia bajocoresc tot sub cruce aici? Ca o gloată nebună, fără minte. Puteți să se uit. A, dacă ăștia, așa, apoi noi. Dacă clerul, nu? Dacă ăștia care toată viața lor de mici au stat cu Biblia în mână și știau Biblia pe de rost, cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Moise și învățau șpagă. Dacă ăștia erau orbi complet și bajocureau ca niște oameni fără minte acolo la cruce pe Domnul Iisus Hristos, chiar dacă ar fi avut dreptate, atitudinea asta nu era permisă din partea lor. Tâlharul putea să se scuze cu treaba asta, dar n-a făcut treaba asta. El n-a făcut lucrul acesta. Tâlharul se pune în fața etalonului complet, corect. Și etalonul corect este Domnul Iisus Hristos. Să vezi pe cineva desăvârșit, omul perfect, omul desăvârșit. Auziți, omul acesta n-a făcut nici un rău. De unde știe asta? Păi nimeni nu l-a putut acuza cu nimica la cruce. A stat, domnule, în fața judecății. Ce credeți, că nu circulau zvonurile? Domnule, nimeni nu-l poate acuza nimica. Se contraziceau ăștia între ei. Nu puteau să scoate. Domnule, au stat 3 ani și jumătate cu lupa pe el. Să prindă un convințel, să prindă o șmecherie, ceva cu care să-l acuze. Nimic, nu funcționa nimic, nu mergea nimic. Era un om pe care nu puteai să-l dovedești că are păcat. Și în fața unui asemenea om a venit această convingere de sine cu privire la propriul păcat și cu privire la ce merita datorită păcatelor sale. Da? Căutarea mântuirii începe cu conștientizarea prezenței lui Dumnezeu, să continuă cu convingerea de păcat și, în al treilea rând, căutarea mântuirii înseamnă confruntarea și condamnarea de sine. Confruntarea și condamnarea de sine. Noi, oamenii în general, suntem foarte, foarte toleranți. Că noi trăim într-o era toleranță, dar toleranța de când lumea, dar în general oamenii se tolerează pe ei înșiși, nu pe alții. Suntem foarte toleranți cu noi înșine. Foarte toleranți cu noi înșine. Avem atâtea circumstanțe atenuante pentru lucrurile pe care le facem. Eu am făcut asta fiindcă și ea. Nu, că chiar și în discuțiile noastre. Dar dacă tu așa și eu aș face. Mă, am spus, fiindcă m-a enervat. Eu, bă, că o trecută la pacu, n-am mai putut să rap. Da? Avem circumstanțe care să atenueze puțin gravitatea păcatelor noastre. Așa este o problemă foarte mare. Este o problemă foarte mare. Uitați-vă la tâlhar. Tâlharul nu-și mai tolerează. O autocondamnare de sine împreună cu colegul lui. Dar e foarte, ceva foarte interesant aici. Zice celălalt l-a înfruntat și zice, mă, și pe cruce ăsta tot se uită la alții. Nu e adevărat, uitați ce spune. L-a înfruntat pe celălalt, nu i-a înfruntat pe farisei. Nu i-a înfruntat pe preoți. Nu i-a înfruntat pe cărturari. Nu i-a înfruntat pe învățătorii legii. Nu i-a înfruntat pe ostași. N-a înfruntat pe nimeni, ci l-a înfruntat pe apropiatul lui. Pe acela care era din aceeași categorie cu el. Ce, mă, noi doi suntem la fel. Și spune, pentru noi. Noi suntem numai pentru noi doi. Noi vorbim de noi doi aici. Că noi am fost împreună, am tâlhărit împreună, vorbim de noi doi. Pentru noi este drept să confruntă pe el însuși și să condamnă pe el însuși. Și adevărul ăsta este, adevărul este următorul. Cel mai bun mod de a condamna pe alții este să condamni pe tine. Știi, zice că noi toți semănăm unii cu alții fiindcă suntem păcătoși. În momentul în care ai condamnat un păcătos, ai condamnat toți păcătoșii. Ai condamnat absolut toți păcătoși, corect? Dacă tu ești păcătos și eu sunt păcătos și eu spun despre mine, mă, eu merit moartea. Ălalalt când aude și spune, bă, dar și eu sunt păcătos. Automat trage așa și cum înseamnă că după părerea lui și eu merit moartea. Și fie că spun lucrul ăsta indirect, fie că nu ți-l spun și îl spun doar cu privire la mine, lucrul acesta este valabil cu privire la amândoi. Și dacă ai puțină minte, îți dai seama de lucrul acesta. Și dacă suntem și prieteni și spun lucrul acesta, da? Te evanghelizezi de pe cruce. Și asta face tâlharul aici la propriu. Spune, mă, trezește-te, nu te temi de Dumnezeu, îl cercetează, încearcă să-l atragă și să-i comunice aceeași perspectivă nouă pe care el a dobândit aici, aceeași mentalitate. Și aici este punctul la care Dumnezeu vrea să ne aducă. Dumnezeu, ne pune în față două variante. Unu, să ne judecăm noi pe noi înșine și să ne condamnăm. Și doi, să ne judece el. Unu, să ne judecăm noi aici așa acum, sau doi, să ne judece el atunci și acolo. Judecata asta anulează pedeapsa lui Dumnezeu pe care o fac eu prima, judecata pe care o face Dumnezeu implementează pedeapsa. Și din punctul meu de vedere, nu știu ce alt cuvânt să folosesc, este cea mai bună afacere pe care o face Dumnezeu cu oamenii. Dar aveți două variante. Vă judecați voi acum, vă condamnați total pentru ce ați făcut și eu nu mai am niciun fel de condamnare pentru voi sau o fac eu.
Și aduceți-vă aminte că este repetat lucrul acesta și într-una din epistole și foarte frumos spune Apostolul Pavel aici. Foarte frumos spune Apostolul Pavel aici când vorbește despre cina Domnului. Zice așa. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. S-au murit. Veneau nepregătiți, veneau aiurea la cină, luau lucrurile de apucat și Dumnezeu a început să dea cu boli, cu neputințe și să omoare pe unii dintre ei. Da? Îi pedepsea Dumnezeu. Și Dumnezeu prezintă o rațiune pentru care făcea lucrul acesta și motivează acțiunile lui. De ce făcea Dumnezeu asta cu frații la cină? Nu că nu erau creștini autentici. Auzi ce spune. Dacă ne-am judeca cum? Singuri? Dacă ne-am judeca singuri, asta este principiul. Asta face tâlharul. De ce Domnul Iisus Hristos nu spune? Bă, stai așa, că tu n-ai detaliat toate păcatele pe care le-ai făcut. Stai așa, vreau să aud mai multe detalii despre păcatele tale. Vreau să aud o confesiune completă a păcatelor tale. Care-s păcate de moarte? Care-s păcate de nu știu care fel? Nu, omul ăsta se condamnă total pe el însuși și Domnul Iisus nu mai rostește niciun cuvânt de condamnare în dreptul lui. Nimic. Și același principiu este repetat pentru noi. Dacă ne-am judecat singuri, nu cu ajutorul, singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați și se referă la creștinii din Corint care erau judecați pe pământ, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Deci face Dumnezeu o judecată aici ca să nu o facă odată cu lumea. Ne pedepsește Domnul aici ca să nu ne pedepsească odată lumea. Mă judec eu singur, Dumnezeu nu mai are nicio judecată de făcut. Și acest lucru se potrivește, să știți, și în relația noastră unii cu alții. Puterea unei bârfe, că lumea se plină de bârfe și de clevetire. Puterea unei bârfe stă în tăinuirea omului care păcătuiește. Cât timp tu te scuzi, cât timp acuzi pe alții, cât timp te dezvinovățești, cât timp prezinți circunstanțe atenuante, dai foc. Nu, pur și simplu pui lemne pe focul bârfei. Când faci treaba asta? În momentul în care tu cu gura ta te condamni, abia atunci ai îngropat morții și nimeni nu mai are niciun chef să-i dezgroape. Dar dacă tu spui că nu a fost niciun mort nicăieri, el zice, lasă că ți-l arătăm noi. Și vezi pe toți cu un sap acolo, cu un spor, domnule, la... Deci nu transpire niciunul nobos și sapul cu un spor la păcatele tale și de acum 20 de ani și de acum 30 de ani. Dacă tu spui, bă, dar voi nici nu știți tot, vă spun eu care e adevărul. Ei, lua toată bucuria. Bă, dar era mai tainic, era mai telenovelist, așa, era mai interesant, da? Dacă nu ne-ai spuneai tu așa, ne-ai spus, ne-ai luat toată bucuria. Noi ceva zvonistic în ultima vreme, acum trebuie să ne ducem la altă tarabă să căutăm ceva discormonit. Și asta face trălarul aici. Nimeni nu-l acuză. Uitați-vă, nimeni nu-l mai acuză. Mă, tu vorbești. El spune deschis, public, fără niciun fel de problemă. Ăsta se confruntă și se condamnă pe el însuși. În al patrulea rând, căutarea mântuirii sale se continuă cu confesarea situației în care este. O confesare a situației în care este. Acum, când el vede puritatea imaculată a Domnului Iisus Hristos și starea lui personală de stricăciune spirituală și morală, gândiți-vă cât de penibil era să se mai apere. Poate s-o apăra până atunci, poate s-o justifica, dar gândiți-vă cât de penibil era în fața Domnului Iisus Hristos, care era puritatea absolută, cât de penibil era să apere, să-și apere păcatele și tâlhăriile. Când era unul acolo care zice, n-a făcut nici un rău. În momentul în care ajungem să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în toată frumusețea sfințeniei sale, abia atunci nu mai dăm doi bani pe imaginea noastră, pe reputația noastră. Abia atunci putem să venim cu confesare. Abia atunci putem să venim cu mărturisire. Și lucrul ăsta este foarte important. Pocăința adevărată nu se oprește la convingerea de păcat. Pocăința adevărată se continuă cu o mărturisire, cu o confesare a propriei situații, a ceea ce merităm, a ceea ce am făcut, a ceea ce suntem noi în relație cu Dumnezeu. Și tâlharul asta face pentru că nu mai avea ce imagine să apere. Unii dintre noi credem că avem ce imagine să apărăm, dar nu avem în realitate. Că despărțiți de Dumnezeu nu avem absolut nimic bun. Nu? Pavel spune, știm bine că în noi înșine, în firea noastră pământească, nu locuiește nimic bun. Ce confesiune mai clară decât asta vrei? În momentul în care nu mai ai de apărat nimic cu privire la tine, atunci poți să faci confesiunea asta. Dacă timp nu te vezi în fața etalonului corect, nu poți face. Zici, mă, mai am de apărat ceva. Să nu știe nu știu cine, să nu spună nu știu cine. După confesarea stării sale personale, Scriptura ne arată că omul acesta ajunge să cunoască soluția mântuitoare. Ce îmi place la tâlhar este claritatea teologică și corectitudinea doctrinară pe care avea omul ăsta. Din declarația lui. Este impresionant.
Este impresionant. Ăsta nu a stat toată ziua cu Biblia în mână, da? Și a studiat doctrinile Harului, să vadă că mântuirea prin credință, prin Har, numai prin Domnul Iisus Hristos. Nu, nici vorbă de așa ceva, da? Deci ăștia 3 ani de zile și jumătate cât o sta și cu lupa pe Domnul Iisus Hristos, nu au înțeles, sărmani. Nu au putut, stăteau cu Biblia în mână, să uitau la Hristos. Nu puteau să facă potrivirea între Biblia și Domnul Iisus Hristos. Tâlharul în câteva ceasuri trage toate concluziile doctrinare corecte. Și auziți, ce concluzii, cele mai importante. Spune în primul rând că Domnul Iisus Hristos este sfânt, dacă nu e sfânt, cum putea să mântuiască pe alții, nu? Nu? Ai spus, cum zice Domnul Iisus Hristos, scoate-ți tu întâi bârna din ochiul tău și după aia vii să umbli la paiul meu, da? Voi care vă lăudați că sunteți călăuza orbilor, spune Pavel în capitolul 2 din Romani, vă lăudați cu treaba asta, voi care spune nu furați, furați, voi care spune nu poftiți, poftiți, ce puteți voi să spuneți altora? Dar omul acesta spune tâlharul despre omul acesta că n-a făcut niciun rău, că este sfânt. Spune în al doilea rând că este salvatorul, că este mântuitorul. Auzi ce spune el. Doamne, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Cum să-i spun la un crucificat care mai are câteva ceasuri și moare să aducă aminte de tine? Ce poate să facă asta pentru tine? Deci el vedea în Domnul Iisus Hristos la propriul mântuitor. Ăștia bajocoreau că e mântuitorul, ăsta chiar credea că e mântuitorul. Asta cunoștea el despre Domnul Iisus, că e sfânt și că e salvatorul. Și că este suveran. Auzi ce spune. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. El crede despre Domnul Iisus Hristos că este suveranul, care are o împărăție deasupra acelor împărății pământești, fizice, care existau la vremea respectivă. Că era un suveran absolut deasupra tuturor lucrurilor. El nu vede un sărman care nu se putea ajuta nici pe el însuși, nici pe alții. El vede acolo monarhul absolut. Monarhul dincolo de toate lucrurile. Asta este o revelație pe care o are tâlharul. Cât de corect doctrinar era omul acesta. Cât de corect doctrinar era omul acesta. Și acum, de ce este important exemplul tâlharului? Este important pentru că în chinurile alea poate ați citit sau vi s-a predicat și ați auzit ce chinuri groaznice erau pe cruce. Și vă întreb, cum a avut omul ăsta, cum a avut el limpezimea asta a minții, claritatea asta a minții, să știa să se cântărească lucrurile în felul ăsta și să exprime atât de clar și de limpede niște adevăruri fundamentale despre Domnul Iisus Hristos. Când ăia, care nu treceau prin niciun fel de suferință și aveau tot timpul de lume să tragă concluziile necesare și toate informațiile necesare, au tras niște concluzii prăpăstioase pentru ei înșiși. Absolut dezastruoase. Asta ne arată că nu există situație în viață prin care să trecem și care să ne facă imposibil de mântuit. Ci din contră, să fie situații, poate cele mai grele, situații în care îl descoperim pe Dumnezeu. Situații în care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Apoi, după cunoașterea soluției mântuitoare, care este Domnul Iisus Hristos, avem în final cererea mântuitoare. Cererea mântuitoare. Este o cerere mântuitoare directă. Biblia ne spune că femeile au stat la crucea Domnului Iisus Hristos până târziu. Și Maria, mama Domnului Iisus Hristos, după o teologie care s-a dezvoltat prin secolul 6-7, tâlharul ar fi trebuit să spună, mă, Domnul Iisus este imaculat, n-am eu ce să vorbesc cu el, nu vorbește el cu un tâlhar. Mama Domnului Iisus, pune și tu o vorbă bună, că o mamă altfel simte pentru tine, nu? Mama Domnului Iisus e și mama noastră a tuturor. O mamă altfel simte. Nu, orice ar face fiul tău, până la urmă îți moaie inima, tot îl primești acasă, nu? Mamă, maică, tu știi cum e să ai un prunc. Acum tău nu a fost foarte rău, da? A, spune o vorbă bună aici, da? Nu e vorba de așa ceva. Sau să spună, gândiți-vă cum, eu cred că Dumnezeu i-a luat toată, așa de clar l-a direcționat pe Domnul Iisus Hristos prin tot ce se întâmplă acolo. Nu, preoții erau mijlocitorii. Te duceai la ei, aduceau o jertfă pentru tine și se ruga pentru tine și după aia te îndruma. Ăia bajocoreau toți acolo ca niște oameni fără minte. Ce putea să spună? Mă, ajutați-mă, cum să mă mântuiesc? Ce putea? În fața lui era cel mai clar peisaj că oamenii nu puteau să facă absolut nimica pentru el. Că erau complet orbi la ceea ce se întâmpla acolo. N-a apelat la niciun preot, n-a apelat la niciun cărturar, n-a apelat la absolut nimeni de acolo. Și aș vrea să lămuresc un lucru. Când în predicare menționăm lucrurile acestea, nu denigrăm nici pe Maica Domnului, nici pe oamenii care au trăit sfânt înaintea lui Dumnezeu. Și noi vrem să curățim calea pentru a ajunge direct la cel care ne poate face bine, nu? Să nu se împlinească vorba românului, până ajunge la Dumnezeu, te papă tăți sfinții. Că noi cam avem un sfânt pentru fiecare zi. Mă, și atâtea te duci pe la sfinți și pe la moaște și atâta umbli și la Maica Domnului,
Când mai ajungi la propriu la Domnul Iisus Hristos? Mai ajungi vreodată oare? Eu nu fac lucrul acesta să jignesc pe nimeni, ci să spun clar, Domnule, Dumnezeu ne-a deschis o cale liberă, vie, a dat toate opreliștile la o parte, o scos și animale, a adus sacrificiu suprem, a adus pe mijlocitorul, mântuitorul nostru, du-te, Domnule, direct la El. Unde tot umbli în dreapta și în stânga? Când poți ajunge în 300 de kilometri, tu vrei să faci 15.000. Du-te, Domnule, direct acolo unde e, că e liberă. Că e liberă calea. Și era liberă și pentru tâlharul acesta și tâlharul acesta face un apel, o cerere directă către Domnul Iisus Hristos. Face o cerere duhovnicească. Câțiva m-au criticat zilele acestea că am spus că nu-i corect, nu-i normal să vii la Domnul Iisus Hristos să faci târguri cu El. Să faci trocuri cu El. Eu îți dau asta, tu îmi dai asta. Dacă mă vindești, dacă te ocupi de nu știu cine, dacă faci asta. Da, facem un fel de contract cu Dumnezeu ca să ne mântuiască El pe noi înșine. Noi nu suntem în poziția de oameni care să îi impunem lui anumiți termeni sau condiții să ne mântuiască. Este o aberație, este jignirea lui Dumnezeu la propriu. Că Dumnezeu ne face favorul să ne vindece, că Dumnezeu ne face favorul să o ducem bine, să avem confort. Că Dumnezeu ne face favorul să ne răspundă la rugăciuni la care n-am spus că o să ne răspundă. Asta e un bonus, că Dumnezeu în dragostea Lui și în bunătatea Lui vrea să facă lucrurile astea pentru noi. Dar nu confunde o binecuvântările astea cu mântuirea sufletului meu, care n-are niciun fel de treabă cu binecuvântările astea. Uitați-vă la omul acesta. Omul acesta este total diferit de... Toți spuneau, mântuiește pe tine însuți, coboară-te de pe cruce. Ăsta l-a spunea, mântuiește-ne și pe noi. Omul acesta nu spune ceva de genul acesta. Nu spune, scoapă-mă de cruce. Hai, nu mă scăpa de cruce, că mi se pare totuși o leacă cam mare miracolul ăsta. Dar măcar alină în suferințele aici. Nici vorbe de așa ceva. Omul acesta nu confundă cererile care n-au de-a face cu mântuirea cu mântuirea. Am auzit oameni care propun felul ăsta de mântuire. Dom'le, vrei să fii mântuit? Fiate, pune-o semnul Dumnezeu. Păi au niște probleme astea cu Dumnezeu. Mă, Dumnezeu uneori ignoră nebunia oamenilor și nu spun. În ciuda nebuniei lor și prostiei lor, răspunde la anumite lucruri. Dar oamenii ăștia, după ce sunt luminați, vezi că mulți dintre ei spun, bă, n-aș mai încerca niciodată să fac treaba asta. Ce-a fost în capul meu? A, că Dumnezeu n-a ținut cont de nebunia ta și ți-a făcut un favor, asta este cu totul altceva. Dar nu este calea mântuirii. Să mă uit că o să fac tranzacții cu Dumnezeu. Unii asta propun. Dom'le, fă semne, cere lui Dumnezeu, chestii mari, inventează ceva dacă n-ai nevoie de nimica. Numai așa să vezi demonstrații de putere a lui Dumnezeu. Să nu ispitim pe Dumnezeu. Nu asta este mântuirea. Nu asta este mântuirea. Uitați-vă la el. Are o cerere pur duhovnicească. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și face lucrul acesta pentru că are o perspectivă în care cântărește foarte bine vremelnicia, cât mai avea de trăit, foarte puțin, și veșnicia. Cântărește foarte bine valoarea sufletului lui și valoarea trupului lui. Mă, câteva ore de chinuri și am încheiat-o cu trupul. Dar ce e cu sufletul meu dincolo? Mulți oameni spun că evreii nu știau de existența sufletului dincolo de moarte. Uite că tâlharul nu era martor lui Iehova și credea că o să trăiască după moarte, că nu o să fie anihilat. Ăsta credea. Știa, Domnule, că de existența sufletului după moarte. Uite că știa. Că știau și evreii. Și ăsta nu era mare teolog. Uite că știa. Cu aflat acum că știa dinainte, știa lucrul acesta. El face o cerere duhovnicească. Face o cerere autentică. Putea să zică tâlharul, mă, eu nu-s din ăsta bisericos, cum spunea dirigintele meu din liceu, bă, eu nu-s dus de multe ori la biserică. Nu, adică nu prea știu eu cu treburile astea, eu altfel, da? Putea să zică și tâlharul, mă, eu n-am fost prea multe ori la templu, la sinagogă, nu prea știu cum treaba asta. E cineva aici care să mă învețe vreo rugăciune a păcătosului sau rugăciunea tâlharului personalizată pentru mine aici pe cruce? Da, mâinile am ridicate sus, numai trebuie să spun formula corectă ca să fiu mântuit. Care mă învață? Deci, mi se pare că se bajocorește astăzi lucrarea Duhului Sfânt. Adică Duhul Sfânt care a început să te cerceteze și să te aducă la asemenea revelații extraordinare ale persoanei Domnului Iisus Hristos, nu știe să te facă să zici câteva cuvinte ca să ceri pe Domnul Iisus să te mântuiască. E absurd. Ai nevoie de cineva să te pună să repeți nu știu ce formule magice care produc mântuirea în sufletului tău. Este absurd. Duhul Sfânt era la lucru. Duhul Sfânt era la lucru. Aduceți-vă aminte de pilda vameșului și fariseului care s-a dus la templu. Stătea fariseul într-o parte, se lăuda el acolo, spunea bazaconele lui și vameșul se bătea cu pumnul în piept și spunea simplu, Doamne, ai milă de mine, păcătos. Nu era nimica complicat acolo. Nu era absolut nimica complicat. Că în momentele acelea nu avea Domnul Iisus Hristos nevoie și nici de la nu avea timp să facă din astea introduceri doctrinare teologice foarte pompoase în care să-și arate toate cunoștințele lui teologice. Da, să spună tot felul de lucruri despre Dumnezeu, să arate că știa teologie sistematică și toate atributele Dumnezeirii.
Omul spune exact ce era în inima lui. Este o cerere, un apel mântuitor autentic. Nu-l învață nimeni. Fiu risipitor. Procesează el pe drum. Îi voi spune așa, așa, așa. Și spune ce era în sufletul lui. Starea în care se găsea, ce-a făcut și ce vrea. Simplu. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Spuneți-mi, ce lipsește din cererea asta? Nimic. Este o cerere simplă. Este o cerere care venea din inima lui. Este o cerere autentică. Este o cerere disperată. Asta e un lucru foarte important. Eu cred că mulți oameni nu sunt mântuiți pentru că nu ajung la disperare. Nu ajung la epuizare. Nu ajung la epuizare. Ei nu înțeleg că Domnul Iisus Hristos este unica opțiune. Noi nu avem mai multe opțiuni și alegem din ele. Ei nu înțeleg lucrul ăsta. Cât timp cred că mai este o opțiune, că o mai pot întinde puțin, o zi, două, trei. Nu vin cu toată inima la Dumnezeu. Nu vin cu toată inima la pocăință. Nu-L primesc pe Domnul Iisus Hristos așa cum trebuie să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos ca valoare supremă. Cât timp n-ajung ca fiul risipitor la epuizare, Domnule. Bă, nu mai am nicio șansă. Eu de asta mă întorc acasă. Eu chiar nu mai am nicio șansă. Eu îmi dau seama că tata meu e singura mea șansă pentru supraviețuire. Și rob și argat. N-am niciun fel de pretenție. Mă întorc acasă la tata. Asta este căutarea lui Dumnezeu autentică. Când știi că Dumnezeu este singura opțiune. Este o iluzie că Dumnezeu nu este singura opțiune. Când eu zic, ar mai fi niște variante, ai o iluzie din mintea mea, este o prostie, este o înșelătorie a diavolului. El face un apel disperat la Domnul Iisus Hristos pentru că era unica lui șansă în momentele respective și ar fi fost unica lui șansă și înainte, dar probabil nu ar fi conștientizat așa de clar lucrul acesta. Și în final ne uităm a treia etapă a mântuirii, dar este cercetarea, căutarea pe care o vedem la tâlhar și confirmarea mântuirii. Domnul Iisus Hristos spune, Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Acum eu nu pot să spun dacă te pocăiești în seara asta și ești mântuit ca azi, te duci în rai. Poate te duci, poate nu. Poate mai treci pe pământul ăsta, da? Deci nu poți să faci neapărat o aplicabilitate deplină la versetul acesta cu privire la viața noastră, dar este clar că îi se dă o certitudine absolută a mântuirii sale atunci. Vei fi. Nu condiționează, nu spune niciun fel de alt lucru, da? Vei fi, este o certitudine absolută. Putem să știm dacă suntem mântuiți? Da, putem să știm. Pe ce bază? Că suntem noi aroganți și credem despre noi înșine că suntem mântuiți? Nu, ci pe baza promisiunii Domnului Iisus Hristos. Da? Crede și vei fi mântuit, vei fi mântuit. Este o siguranță absolută, o promisiune pe care ne dă Domnul Iisus. Ne arată nu doar certitudinea mântuirii Lui, ne arată persoana mântuirii. Spune adevărat, îți spun că astăzi vei fi cu mine. Cu mine erai. El este singurul mântuitor, singurul mântuitor. Eu mă duc în cer, fiindcă Domnul Iisus este cu mine ca să mă duc în cer. Mă duc singur în cer, da? Deci este o călătorie în asta pe care o fac singur pe pământ și Domnul mă așteaptă acolo. Mai ai reușit să ajungi? Nu. Eu am reușit să ajung, fiindcă a fost El cu mine. Apoi ne arată care este esența cerului. Este esența cerului, este următoarea. Astăzi vei fi cu mine în rai. Nu astăzi te vei duce în rai, vezi ce frumos să fii acolo și povestești tot felul de lucruri extraordinare din Harului care sunt adevărate cu privire la rai. Esența raiului este să fii în prezența Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de marele teolog Pavel care știa mult mai multe lucruri despre cer decât știm noi că și fost pe acolo și el spune, aș vrea să, într-un fel să treacă în veșnicie ca să fiu acasă la Domnul. Asta era pentru el esența cerului. Pentru el esența. Veșnicie era să fie cu Domnul Iisus Hristos. Și în final, uitați-vă, destinația noastră. Care este destinația? Astăzi vei fi cu mine în... Bă, tu ai focat păcătos, la purgatoriu cu tine. O? Eu zic că avea de spălat păcate sărmanul tâlhar. Au, 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 câte sute de ani trebuia să stea la purgatoriu. Să curățească ta mizerie de pe sufletul lui. Erau acolo trimiși îngerii cu cele mai bune substanțe chimice, spirituale, ca să curățească, să purifice sufletul ăsta, nu? La purgatoriu. Sau la vămi. Nu știu câte vămi sunt. Habar nu am. Vămi, imaginația bolnavă a oamenilor. Vămi. Mori, treci pe la vămi. Vezi cum treci de vama aia, dacă nu te întoarci înapoi la nu știu ce vamă. Iar te mai duci la vamă. Nu există așa ceva în Biblie. Astăzi vei fi cu mine în rai. E purificat în jertfa Domnului Iisus Hristos prin credință. Și aceasta este certitudinea mântuirii pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să închei cu o lămurire a unui aspect. Biblia ne spune foarte clar că suntem mântuiți prin credință. Însă există pasaje în Sfânta... Și omul acesta a fost mântuit prin credință. Însă există pasaje în Sfânta Scriptură care ne prezintă că mântuirea este condiționată și de alte lucruri. Nu doar de credință. De exemplu, dau foarte multe exemple. Cine nu se leapă de aia, de aia, de aia. Cine nu vine la mine și face așa...
Nu este mântuit, da? Cine nu iubește mai mult? Sunt foarte multe pasaje, dar un alt exemplu. Căutați cu toții pacea și sfinția, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Domnule, nu te sfințești, nu vezi pe Domnul. Nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu, nu vezi pe Domnul. Nu perseverezi, nu vezi pe Domnul. Nu-ți ierți frații, nu vezi pe Domnul. Nu te curățești de păcat, nu vezi pe Domnul. Și zeci de pasaje care pun alte condiții pe lângă credință pentru mântuirea noastră. În primul rând aș lămuri următorul lucru. Faza inițială a mântuirii clar întotdeauna pusă pe seama credinței. Nu ni se cer să facem niște fapte. Nu zice Dumnezeu, trăiește o viață curată și te mântuiesc. Faza inițială a nașterii din nou, a mântuirii, este făcută de Dumnezeu prin credință. Da. După aceea vezi că faza finală a mântuirii, proslăvirea, acceptarea noastră în veșnicie, uneori este condiționată în multe pasaje de faptele noastre. Și întrebarea este, la început suntem mântuiți prin credință și faza finală a mântuirii e bazată pe fapte? Sau și faza finală și faza inițială sunt ambele prin credință? Ambele sunt prin credință, însă credința care te mântuie și la început și te ține mântuit și te mântuie și la final este o credință care produce ceva. Produce fapte, produce ascultare. Este o credință sfințitoare, o credință ascultătoare, o credință purificatoare. Nu este o credință goală, moartă, care nu produce nimica. O, cred și eu. Nu, domnule? Ești mântuit prin credință de la cap la coadă. Dar credința ta se va dovedi ca o credință autentică, substanțială, o credință care este în rezultatul lucrării Duhului Sfânt și a Domnului Iisus Hristos, dacă sfințește, dacă te duce la ascultare, dacă te duce la împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, dacă te duce la separarea de păcat, la separarea de lume, la renunțarea la tot felul de lucruri, dacă faci lucrurile acestea, ai credința autentică. Suntem mântuiți numai prin credință. Dar credința asta nu rămâne singură. Nu e o credință impotentă, care nu poate să facă nimic din punct de vedere spiritual, moral sau etic. Este o credință care se rezultă în ceva. Da? Care se dovedește, care se manifestă, o credință care lucrează. Biblia folosește expresia credința care lucrează prin dragoste. Este o credință productivă. Este o credință care generează ceva. Nu este un accept mental. Că mulți oameni, și este chiar o teologie foarte agresivă, care spune credința Dumnezeu este simplă acceptare a adevărului. Dacă tu îți dai acordul că lucrurile astea sunt adevărate despre Dumnezeu, despre tine, Dom'le, nu trebuie să simți nimic, nu trebuie să aibă niciun efect asupra personalității tale, noi suntem oameni sentimentali, nu? Dom'le, dacă accepti treaba asta, ești mântuit. Da? Poți să fii creștin carnal, lumesc, că Biblia vorbește despre creștin carnal și lumesc, nu e niciun fel de problemă, credința aia e ok, chiar dacă e goală numai în capul tău, mergi până la capăt. Nu. Credința autentică, care este generată de puterea lui Dumnezeu, nu este asemănătoare credinței diavolilor, demonilor. Credința autentică este o credință care produce, care duce la o transformare a vieții în toate sferele și domeniile vieții. Pentru tâlharul ăsta, nu știu, din fericire pentru el, n-a apucat să facă prea multe demonstrații de credință, da? Dar a făcut-o pe cea mai importantă, că s-a încrezut în Domnul Iisus Hristos total, a capitulat la picioarele Domnului Iisus Hristos, la cruce. A capitulat acolo. A terminat-o acolo. S-a dat de plin Domnul Iisus Hristos pentru veșnicia întreagă și Domnul Iisus Hristos i-a dat mântuirea, cum ne-o dă și fiecăruia dintre noi, dacă facem exact același lucru. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne întărească și să ne ajute să fim acei martori pe care El îi vrea pentru oamenii care au nevoie de o asemenea mântuire glorioasă. Mie unul, nu mi-este rușine să mă duc să mărturisesc o asemenea mântuire și o asemenea evanghelie. Și niciunul dintre noi n-ar trebui să ne fie. Că este ceva care cu adevărat este o speranță pentru lumea aceasta. Slavă Domnului! Amin! Amin.